Accidentul s-a produs în jurul orei 14. Femeia conducea autoturismul proprietate personală către Vaslui. La un moment dat, aceasta a adormit și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar pe contrasens. În urma impactului, șoferul, un tânăr de 21 de ani, dar și alți doi prieteni ce se aflau în mașină, au fost răniți. A venit frontal în mine, a adormit la volan. A fost o chestie de 10 secunde, am văzut-o așa cum vine, n-am mai putut face nimic. Erai singur în mașină? Da, cu doi băieți. Nu-s ok. E ok. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început cercetările. O femeie de 51 de ani din municipiul Vaslui conducea un autoturism pe drumul național 24 din direcția Iași spre Vaslui. La un moment dat, pe raza localității Moara Domnească, pe fondul oboselii, a ațipit și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus regulamentar de un tânăr de 21 de ani din municipiul Vaslui. În urma impactului, conducătoarea auto și o femeie de 81 de ani pasager în autoturismul său a suferit vătămări corporale, fiind internate cu multiple fracturi. Acum, polițiștii cercetează cazul pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul.